Trix, ia-o la dreapta. Pronto, Cord, voi veniți cu mine. Așteptați-l pe Pronto! N-ai cum să scapi. Dă-l aici! Să-l prindem! Mi-ai stricat sincronizarea și traiectoria. Pronto? Ce știi despre locul ăsta? N-o să reușiți să găsiți un local mai mizerabil și mai jalnic. Dar supa e bună și e o fundătură. Asta voiam să aud. Așteptați aici, mă duc să îl scot. Poate că încearcă supa? Hai, hai, hai! Opțiuni, Eli? Mă gândesc! Veniți dacă vreți să trăiți! Slugterra. Puștiul cel nou, partea întâi. E aici! Conducta asta mi-a distrus sincronizarea și traiectoria. Conducte afurisite, așa vă trebuie dacă îi puneți bețe în roate lui Pronto. Mersi! Cine ești? Mă cheamă Istețu. Eli Shane. În stânga sus, Eli! Oh, doi pentru unul? Frumos! Și știu cine ești. Trei pentru unul? Cine numără? Aici jos! Unde au dispărut? O șansă pe ei. Ce-a fost asta? Executantul principal al lui Black din peștera asta e puțin dus. Ar trebui să fugim. N-ar fi o idee rea. Aveți grijă, e fără fund. Era singura cale. Vreo idee? Da, amețește-l, Loki. Hei! Ha! Nu era chiar fără fund? E un slug odgonet? Am auzit de el, dar nu l-am mai văzut până acum. Da, e campionul meu. Nu e așa, Loki? Îmi place că le dai nume. Păi, așa li se cuvine unor micuți care îmi salvează zilnic pielea. Nu-i prima dată când am de-a face cu bătăușii lui Black.
Se regrupează. Știi un loc unde ne putem calma până se mai liniștesc apele? Asta nu-i un pleonas? Ai haz. Haideți să mergem. Îmi cer scuze pentru dezordine. Stau aici până îmi renovez casa. Locul ăsta e grozav. Vedere panoramică, avantajul terenului înalt. Mi-imaginez că ai pus capcane peste tot și ai o ascunzătoare pentru orice eventualitate. Tu n-ai avea? Individul pe care îl fugăreați mai devreme, care-i faza cu el? E unul din curierii lui Black. Avea o informație necesară pentru o operațiune majoră. Eli, tocmai l-am cunoscut. Da, încercând să ne salveze viețile și între timp riscându-și-o pe a lui. Și suntem recunoscători. Dar dacă Black prinde de veste... Știu că n-aveți motive, dar puteți avea încredere în mine. E schița unui depozit de vârcolaci. Black are așa ceva peste tot. Da, am auzit. Dacă am eliberat vârcolacii din interior, slagul meu doc i-ar putea vindeca pe toți, ceea ce ar însemna mai puțin lachei înarmați cu vârcolaci. Problema e că nu găsim niciunul. Avem schița, dar nu avem locația. Da, am fi vrut să o obținem de la curier, dar planul a dat kix. Bine că ne-am întâlnit. Știu unde se găsește un depozit. O, da, categoric e un depozit. Și e păzit superficial. Până la micul dejun intrăm și ieșim de acolo. Te refer cumva la... Mă refer la toți. Ce spui? Vrei să-i pui bețe în roate lui Dr. Black? Sună distractiv! Contați pe mine! Bine, ne regrupăm și acționăm mâine. Black nu va ști ce l-a lovit. Da! Recunosc! Casa voastră e mai confortabilă decât a mea. Da, tata mi-a lăsat-o bine aprovizionată. Că tot veni vorba. Cina e servită. După rețeta scumpei mele bunicuțe, odihnească-se în pace. Da-ți seama! Unde-ți sunt manierele, Pronto? Oaspeții mai întâi. Pronto a avut o idee bună, Trixie. Pe stradă, fiecare om sau cârtiță e pe cont propriu, nu? Oh, adevărat! Dacă mănânci primul, ai noroc dacă apuci să mănânci. Te rog, insist. Wow! În viața mea n-am mâncat atât de bine. Faceți asta zilnic? Tata spunea că gașca și Niamasa împreună, înainte de o operațiune importantă. Ar fi timpul să respectăm tradiția, nu credeți? Pentru mine e o premieră. Hei, ce e asta? Faci risipă de o gheară delicioasă pentru slagii tăi? Un slag fericit e sănătos. Și un slag sănătos câștigă dueluri. Ai, am fost lovit. Loki? Văd că iubești pe micuții la fel de mult ca mine. Detest cum Black îi schimbă în monștri. Vom schimba asta. Că tot veni vorba, de unde până unde, istețul, dacă nu te superi? O să-ți arăt! Ești un tip puternic, dar sunt prea isteț să mă prinzi tu. Se vede că n-ai auzit de strânsoarea unui trol de peșteră. Încearcă-mă! Cum? Ce-i asta? Grozave mișcări, istețu. Impresionant pentru tine, dar cârtețoizii sunt bine cunoscuți pentru manevrele lor de evitare. Vrei să urmezi tu? Poate cu altă ocazie. Ai familie, istețu? E o poveste lungă și... În fine, nu știu ce s-a ales de ei. Loki și ceilalți slagi sunt familia mea acum. Cu toții am pierdut pe cineva, istețu. De asta suntem o familie. Ești binevenit la masa noastră. Că tot veni vorba, e ora zero. Patrula e punctuală. Va fi floare la ureche. Să înceapă distracția, Loki.
Foarte convingător. Oh, oh, un vârcolac! Cred că a scăpat. Prinde-l! Avem nevoie de întăriri. Nu te mai smiorcăi. Cum ai obținut postul ăsta? A luat-o razna, nu-i da drumul! Ți-am zis să nu-i dai drumul! Scuze, am intrat în panică! Camera video e instalată. Loki e la fel de viclean ca mine. Acum ochii lor sunt și ai noștri. Ha, frumos! Frumos e că Black folosește aceeași machetă pentru toate depozitele. Așa treaba noastră e mai ușoară. E ceva putred la mijloc. Ce vrei să spui? Nu sunt sigur. Încă nu știu ce anume, dar e ceva... Țin să te contrazic. Tu ce spui, Ellie? Totul în ordine după mine, dar fiți cu ochii în patru, prieteni. Cred în instinctele lui Cord. Da, probabil e o nimica toată. Loki e la locul lui. Să-i dăm bice! Călărețul, dezlaci către cap de iepure, suntem gata. Cap de iepure? Ar fi trebuit să fiu ochi de vulturi. Ha? Perimetrul e liber, dar după prima ușă sunt patru pasnici. Start! Ai văzut meciul cu slaci de aseară? Am cartela de acces, intrăm. Super, meca animalele. Încă nu pricep cum ai încăput în costumul ăla. N-ai vrea să pricepi. Ăsta-i locul, așa scria în schiță. Păzea, fiți atenți la cel din dreapta. Bine lucrat, Loki, poți să ieși din rol acum. Tot nu-mi place. Să ieșim de aici. Încă puțin și am scăpat. Pregătiți-vă să plecăm. În sfârșit! Costumul ăsta a furisit, mă mănâncă. Și miroase la fel de urât ca un troll. Pronto. Salutare! Trebuie să fie Trixie cu meca animalele, exact la țanc. Oh-oh, ce e? Nu-i Trixie cu meca animalele, e Diablos Nacho. Ai! Nacho, parcă spuneai că e departe de locul ăsta. Așa mi s-a spus și mie. S-a zis cu planul nostru perfect. Nu o să scăpăm de aici fără luptă, nu-i așa? Aș putea găsi o altă ieșire. Ai văzut, macheta, nu mai este altă ieșire. Atunci vom lupta. Îmi place stilul tău. Așteptați-mi semnalul, luați-o la fugă trăgând de zor. Rămâneți în viață și duceți pârculacii în siguranță. Bine, Trixie, să începem. Trageți, nerozilor! Pe aici! Stați, păziți-mă! Bine, pornește, ce mai aștepți? Frumoasă lovitură, istețule! N-ai fost mai prejos! Yeah! Oh.
Nu ți se pare că sunt mai mulți indivizi decât ne-au spus informatorii? Doi pentru unul. Dar cine mai numără? Unde sunteți? Ellie! Ține-te bine! Centura mea! Tu mi-ai mai rămas petardă? Miroase un pic. Mamă, ce miroase! Nu mai am slagi. Ne luăm la pumni cu el, istețule? Da. Să-i dăm bufonului o bătaie de neuitat. Ce comici sunteți! O să pieriți râzând. Transportul a fost atins. Chestia aia n-o să mai reziste mult. Nu ne putem permite un schimb de focuri. Dacă un slag atinge cușca, o să avem o grămadă de vârcolaci în libertate. Știu un drum ascuns. Cu asta mă ocup. Arăt drumul când totul pare pierdut. Vedeți? Suntem în siguranță, iar vârcolacii sunt... liberi! Poți să-mi mulțumești mai târziu. Nu putem aduna toți vârcolacii. Mă ocup eu de asta. Loki e un Ouroboros special. Oh, wow! Super, Loki! Bine, Doc, fă-ți treaba. O să dureze un pic. Bună treabă, Doc. Culcă-te puțin. Meriți. Istețule, tu și Loki ați fost grozavi azi. Aveau nevoie de ajutor, i-am ajutat. Nu-i mare scofală. Ba, e mare scofală. Ar trebui să faci parte din gașca noastră. Ai dovedit azi. Ești gașca Shane. Ești din familie. Dacă avem mai mult de mâncat decât aseară, contați pe mine. Pe bune acum. Mulțumesc. De mult n-am mai simțit că fac parte dintr-o familie, în afară de cea a slagilor. Avem noroc să te avem printre noi. Gașca Shane va avea nevoie de tot ajutorul din lume. Ce ne pregătești? Mi-am dat seama că atacarea depozitelor nu o să-l afecteze prea mult pe Black. Ne trebuie ceva care să-l scoată din afacerea cu vârcolaci. Trebuie să atacăm acel lucru pe care Black îl folosește pentru a-i transforma în slagi. Ce știi despre apa întunecată, istețule? Am auzit câteva chestii și dacă asta vrei să găsești, te ajut. Dar va trebui să vorbesc cu un prieten. Orice prieten de-al tău e un prieten de-al meu. Să mergem!
Mi-aș dori să poți veni, Eli, dar n-are încredere în străini. Trebuie să plec singur. Am înțeles. Pe curând, ai grijă. Ar trebui să te fac una cu pământul. Am pierdut o mulțime de vârcolaci valoroși azi. Și eu. Și acum vii să mă rogi ceva. Ce te face să crezi că va funcționa? Pentru că au încredere în mine. Da, dar întrebarea e, eu de ce să am?